Va vorbi acum domnul Alexandru Scafa, ori zice cu tratamentul modern în infarctul miocardic cu supra-denivelarea de este. Unde suntem? Interesant. Bună ziua! Îi mulțumesc în primul rând domnului profesor că a pronunțat cuvântul infarct, făcând astfel o trecere către subiectul prezentării mele. Sunt medic cardiolog la Spitalul de Urgență Floreasca, sunt șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie București Carol Davila. Tema pe care o să vă prezint astfel este o parte, poate, din tratamentul modern în infarctul miocardic acut cu supraluminare de segment ST. În sală este cel puțin un medic cardiolog, îl salut pe domnul conferențiar Zeană. Probabil că marea majoritate dintre dumneavoastră sunteți doctori, așa că o să fac totuși o scurtă, o sigură remarcă. Infarctul miocardic cu supraluminare de segment ST este cea mai gravă formă din infarct. Avem două tipuri de infarcte, cu sau fără supraluminare, înseamnă cu sau fără necroză. Acest tip de infarct este cel mai grav cu mortalitatea cea mai mare. De unde a pornit ideea? În urmă cu 3 ani jumate, în România s-a implementat un program național de angioplastie în infarctul miocardic cu supraluminare de segment ST. Este tratamentul modern, este un tratament care are studii clinice foarte bune, deci este tratamentul de elecție în infarctul miocardic peste tot în lume. Bun. Din fericire, deci de 3 ani jumate, toată lumea, domnule ferește, care face un infarct, deci toți pacienții, sunt aduși într-o clinică universitară, deci într-un centru terțial, dotat cu angiograf și cu posibilitatea de a efectua angioplastia primară. Nu știu, mi se pare că este cel, nu știu, în alte specialități cum este, dar din punct de vedere al cardiologului, probabil că este o chestie extraordinară la care probabil că nu ne așteptam în urmă cu 5 ani de zile. Trebuie de spus că această angioplastie, angiografia și angioplastia coronariană este o investigație și un tratament scump. Noi așa ne bucurăm că s-au găsit fonduri și au fost disponibilitatea necesară de a se putea implementa în toată țara acest program. Cu alte cuvinte, în momentul în care un pacient are manifestări de angină pectorală, deci de infarct, sună la salvare, vine salvarea și dacă cel care interpretează, medicul, asistentul, ridică orice suspiciune de infarct, deci pe electrocardiogramă se vede o supra-denivelare de segment ST, trimite pacientul către un spital dotat cu angioplastie primară, mă rog, sunt niște timpi, dacă poate îl trombolizează și apoi îl trimite, dacă nu îl trimite direct. Probabil că acum vreo 20 de ani, mortalitatea, ca să vă dați seama așa, mortalitatea în infarctul acut era undeva între 40 și 50%, deci cam jumătate din oamenii cu infarct mureau. Acum, o să vă spun și puțin mai încolo, mortalitatea, nu sunt încă datele raportate acum, dar pe baza datelor care le avem noi, mortalitatea în infarctul miocardic acut la spitalul de urgență unde lucrez a scăzut undeva la nivelul țărilor, centrelor importante din Europa de Vest și America de Nord. Este foarte important, să spunem undeva de 1%, 5, 6, 4%, deci este o diferență extraordinară. Mai mult decât atâta, deci odată cu implementarea acestui program, cel ce a mai reușit a crescut diagnosticul precoce și a crescut diagnosticul infarctului de miocard. Odată ce lumea a înțeles și a auzit în toate camerele de gardă, deja se trimit mult mai multe infarcte către un medic cardiolog care poate să ia o decizie corespunzătoare. Și noi, pe vremuri, și domnul conferențiar poate confirma, noi aveam o mare teamă că era o problemă, aveam niște diagnostice diferențiale. Un pacient putea să aibă un infarct, dar până acela să aibă o disecție de aortă sau o tamponadă. Sunt lucruri care semănau foarte mult. Și acum mai sunt probleme. Dar în momentul în care avem angiograf și avem și o ecografie disponibilă, lucrurile se simplifică. Deci, cu alte cuvinte, diagnosticul pozitiv a crescut foarte mult prin prisma efectorii unui diagnostic diferențial foarte bun. Și ultimul aspect pe care trebuie să-l subliniez este faptul că poate undeva profitând sau, mă rog, puțin așa abuzând puțin de prevederile acestui program, am constatat că există
tendința așa de a îndruma cazurile dificile către centrele astea dotate cu aparatură, cu angiograf, adică undeva să rezolve pacientul complicat. Într-un fel este corect pentru pacient, este greu însă pentru noi că avem foarte multe lucruri, foarte multe cazuri complexe pe care trebuie să le tratăm și nu de fiecare dată ne este ușor și nou. Cu alte cuvinte, programul acesta a debutat în urmă cu 3 ani și jumătate. Experiența de la Floreasca, cam avem în jur de 1700 de pacienți. A început ușor mai timid, cu vreo 250 în primul an, după care 400, 500, 500, deci avem foarte mulți pacienți primiți în programul de angioplastie primară. Pot să vă spun despre București cum sunt împărțite. Floreasca are 2 zile în care primește infarctele, municipalul are 2 zile, Fundeni 1 și militarul are 1 zi. Deci în zilele acelea, deci toți pacienții din sud-estul României sunt îndreptați către aceste spitale, către aceste centre universitare dotate cu posibilitatea angioplastiei primare. Vă spuneam că în aceste condiții avem o mortalitate foarte bună comparativ cu ce era înainte. Așa, și este de menționat că în București cu aproximație sunt aproximativ 5.000 de pacienți incluși în programul național de infart și pe țară cred că ajungem la 10.000 încă o dată în cei 3 ani și jumătate de când a debutat programul. Deci sunt foarte mulți pacienți care au beneficiat de cel mai bun tratament posibil. Este o mare performanță. Nu știu, că mi-e greu să compar cu alte realizări în domeniu. Faptul că foarte mulți oameni beneficiază de angioplastie este o mare realizare. Înainte și în acum avem foarte mari dificultăți să convingem anumiți pacienți că e tratamentul cel mai bun pentru ei. E foarte complicat. Omul ăla care vine de la SAP a făcut infart, mă duc să-l bag în sală și să-i punem un stent la inimă. În final, în afară de cazurile în care are probleme religioase sau nu știu de ce, sau nu există acordul posibil, atunci de cele mai multe ori reușim să-i convingem. Bun, dacă problema cu tratamentul în acut a început să se rezolve, avem încă o dată rezultate foarte bune de la o zi la alta, de la lună la lună. Problema pe care o văd eu în acest moment este că, bun, vine la spital, îl tratăm, după care dispare undeva. El merge acasă în București, la Constanța, la Craiova, la toate satele de prin jur, în nordul Moldovei și nu mai știi nimic despre el. Pacientul ăsta, noi nu avem să știm ce s-a întâmplat cu el, nu știm. A mers bine, n-a mers bine, ia tratamentul, nu ia tratamentul. Cine stabilește medicația, ce s-a întâmplat cu el, a fost nevoie, îl mai doare în piept, a făcut diabet. Sunt multe necunoscute care pe noi n-ar fi ajutat să ne îmbunătățim, evident, tehnica, să vedem cum este, sunt multe lucruri. Acești pacienți, din punctul nostru de vedere, se pierd undeva, nu există posibilitatea urmăririi. Din păcate, sistemul de medici de familie nu prea funcționează cum ar trebui. Noi nu avem, nu știu, în străinătate, sunt cu scrisori de mulțumire, de întrebăm. Există un alt sistem care și permite, pe baza acestor răspunsuri, permit niște valori, niște studii, niște... E un alt sistem. Deci, din punctul nostru de vedere, lăsând pacientul că nu este bine urmărit de fiecare dată, pentru noi ne lipsesc date de mortalitate la 6 luni, la 1 an, la 2 ani. Nu știm ce s-a întâmplat încă o dată. Dacă a fost nevoie să reinterneze, la ce spital are nevoie de alte stenturi, poate un stent e mai prost, poate n-a fost expansionat la presiunea care trebuie sau n-a primit tratamentul care trebuie. Sunt lucruri foarte importante pentru noi, care nu le putem obține din lipsa de date. De altfel, mai există o problemă și chiar dacă le-am avea sau ce vrem să facem, noi nu avem o statistică anterioară. De exemplu, acum 30 de ani, infarct era tratat clasic, îi dădeai un anticoagulant. Acum, 15 și chiar în ziua de astăzi se mai trombolizează și fiecare grup de pacienți, sigur, are mortalitatea lui și are problemele care sunt. Noi nu avem nicio statistică anterioară. În România nu avem niște date foarte certe apropo de ce s-a întâmplat cu pacienții ăștia de-a lungul timpului. Așa, noi am învățat că ce ajunge la spital cu infarct arată cu partea deasupra apei la unui iceberg. Adică moțul, ei vine la spital cu infarct, iar ce e sub apă, rămân acasă sau sunt tratați de răceli, de pneumonii sau de alte lucruri,
Se întâmplă și acum, nu zicem nu, da? Mai găsim câte un pacient tratat de apendicită și avea infart. Dar, încă o dată, sunt foarte, foarte, foarte rari. Până și chirurgii s-au prins că este o problemă. În acest context, ce mi-am propus? Mi-am propus să fac un studiu ce să aplice la acest pacient. Noi ce avem? Noi avem o adresă pe care am început să o luăm și avem un telefon. Și mi-am propus ca la 3 ani jumate de la debutul programului de infart să le aplicăm un chestionar de calitate a vieții, care să fie pretextul în care să aflăm date despre ei. Noi nu am făcut așa ceva în România, nu există așa ceva. Și sunt lucruri foarte importante pe care vi le expun în continuare și care prestau la, nu știu, sunt premiza unor studii și unor comunicări ulterioare. De exemplu, în primul rând a fost o problemă. Care este cea mai bună metodă de a contacta un astfel de pacient? Avem așa, telefonic, îl suni. Bun, în 3 ani jumate lucrurile, bun, unii și-au schimbat telefonul, alții s-au mutat, avem un interviu, dacă îi prindem la spital pe unii care stau prea aproape, care vin la un control, ok, le-am prins, prin poștă, având adresa și le trimitem, sau prin medicul de familie. O altă problemă care a fost, apropo de chestionarul acesta, este cum formulezi întrebările. Avem de-a face cu profesori universitari care fac infart. Pe de altă parte, avem o grămadă de pacienți care nu știu să scrie. Da? Deci este întrebarea, nu trebuie să fie suficient de grea, adică să înțeleagă oricine, e suficient de simplă ca să-l jignesc pe ăla că i-a adresez. Ce mă întrebi așa ușor? Da? Deci trebuiau cumva alese foarte delicat. A fost o întreagă luptă. Deci, studiul este în desfășurare, am început să-i sunăm, a fost ok, am găsit o parte dintre ei, și însă marea majoritate o să le trimitem prin poștă. O altă problemă delicată este faptul că probabil o grămadă din ei dânși au murit. Asta este o problemă. Așa că trebuie să fim, și cel care sună trebuie să fie suficient de abil să nu-i provoace o problemă și aparținătorului sau cine răspunde la telefon. Oricum, am vorbit cu cel care va expedia cu poșta română, că în momentul în care cel care primește scrisoarea a decedat să ne facă o constatare și pe aceea. Mortalitatea este foarte importantă ca să știm ce s-a întâmplat cu pacientul. Am profitat de existența unui program, este acest Excelis, este un program de excelență, postdoctorală, undeva la limită între Universitatea de Medicină și Farmacie, ASEU și Universitate. Deci a fost un program postdoctoral pe care l-am, am participat la el și am câștigat în cadrul ăsta o bursă, și pe baza acestui program am putut să înmăleg, să trimitem aceste chestionare către pacienți. Care au fost întrebările la care ne-am referit, sau domeniile? În primul rând, de gradul de satisfacție asupra asistenței medicale. Și aveam două domenii, unul asistența în spital și asistența medicală în general. Adică dacă pacientul își amintește cum a fost tratat în spital și are, sigur, e mulțumit, nemulțumit, toate aceste 5 grade de mulțumire, respectiv cum consideră el asistența medicală în general. Deci astea fac parte din mulțumirea pacientului, care evident este foarte importantă. Mai avem, pentru noi cel puțin, importante sunt aspectele ce vizează probleme de reapariție anginei. Deci dacă a mai prezentat durere după ce a ajuns acasă, dacă a fost reinternat, dacă a mai refăcut coronarografie, dacă a avut nevoie de stenturi sau din contră a avut nevoie de operație pentru a rezolva angina, dacă are manifestări de insuficiență cardiacă, este foarte important. Tot așa, gradul de autonomie. Se poate deplasa singur, are nevoie de ajutor, are nevoie de ajutor pentru lucrurile obișnuite, să se îmbrace, să mănânce. Sunt lucruri foarte importante. De altă, tot așa, distanța parcursă. Câți metri poate să meargă fără să obosească? Sau la cel care stă la bloc, câte etaje poate să urce fără să obosească? Speranța noastră, de aici a pornit totul, că odată tratați corespunzător, pacienții ăștia
să poată să se simtă bine. Este foarte important. Deci toate aceste întrebări vizează calitatea vieții. Un lucru care lipsește de acum încolo sunt astea, nu avem niciodată. De exemplu, periodicitatea efectorii consultului cardiologic. Un pacient care a făcut un infart este un pacient cardiac care rămâne toată viața. El trebuie să înțeleagă că trebuie să meargă la cardiolog cel puțin o dată la 6 luni, măcar o dată pe an. Deci oamenii ăștia trebuie instruiți și trebuie, asta trebuie să ai timp la externare sau să ai un medic de familie foarte bine instruit care să explice omului că, domnule, trebuie să mergi acolo, fie că ți-e bine, fie că ți-e rău. Deci trebuie să mergi să faci un control. După aia, efectuarea periodică analizelor. La fel, domnule, la un an, măcar o dată pe an, îți faci analizele, îți iei colesterolul, îți iei glicemia, transaminazele, îți iei uree creatină, o hemoleucogramă. Da, una dintre întrebări este dacă după infart s-a descoperit un diabet zaharat. Da? Deci sunt lucruri foarte importante, pentru că, de exemplu, dacă omul ăla nu știa că are diabet și peste 6 luni s-a văzut că i s-a descoperit un diabet, stentul care i s-a pus atunci când avea diabet trebuie recontrolat, cu alte cuvinte. Sunt stenturi speciale pentru pacienții cu diabet. Un lucru pe care, cel puțin pe cei care i-am sunat și i-am întrebat până acum, dacă au intrat într-un program de recuperare cardiovasculară, niciunul. Deci niciun pacient nu a intrat într-un program ăsta de control și de efort controlat. Chiar m-a amuzat faptul că doi dintre ei au citit pe internet și s-au făcut singur un program. E de admirat asta. Adică oamenii ăștia s-au instruit? În acest sens, că asta e statistic, e foarte bună ce spuneți dumneavoastră. Cum să spun, dar asta este din principiu, adică cu ce veniți aici ca program, nu e bine gândit. Ăștia sunt pașii, dar educația pacienților, cine a făcut-o? Unde sunt acele echipe, acele unități, acele celule care să meargă? Cum acoperiți, să spunem, mediul rural, mediul urban, sectoare, adunați medici de familie care să le face pregătirea de necesară, care să meargă mai departe, că altfel nu pot, trebuie o caracatiță întreagă, o întreagă rețea. Doamna Moncanu se referă tocmai la aspectele integrative ale acestui program, de care n-am auzit niciun cuvânt. Toate sunt în ghiduri. Toate aceste lucruri sunt în ghidurile de diagnostic și tratament. Necesitatea efectorii unui program de recuperare este obligatorie. Nu trebuie să le fac chiricel, trebuie să intre automat. Păi tocmai asta, dar încă o dată, neavând niciodată, nu ne putem baza pe nimica. De acum pornim. De acum pornim. Sigur că medicul de familie ar trebui să știe că lui ăla trebuie să-i dea să facă analize la 6 luni, la un an. I se dau? Se fac? Nu de analize, că m-ați nebunit cu analize. Există... Cum îl aduci pe pacient să înțeleagă că el are nevoie, că dacă nu compensezi analizele sau le compensezi... Simpla... Cum faci educația pacientului, pentru că... Doamna doctor, simpla punerea problemei, simpla stârnește de acum încolo întreagă dezbatere. Am avut mare... Aici, educația către prevenția medicilor. Imediat o să vă spun că am avut mare rezistență la medici de familie să trimit prin ei, că iau un program intern, că mi-au zis, domnule, dacă le spun chestia asta, stârnă la mine. Ce fac cu ei? Deci, încă o dată spun, noi pornim de aici, știm de unde pornim, deci nu am nimic cu ce să compar. Deci, încă o dată vă spun, lucrurile astea nu sunt făcute la noi. În acut, lucrurile sunt foarte bine făcute și gândite, acum, după care ei se pierd. Deci ei dispar, noi nu știm nimic, sigur sunt unii care stau vis-a-vis de spital, vin la control, sau stau în București, se duc. Dar după aia... Eu am înțeles că ați inițiat o procedură și conform acestei proceduri veți obține și datele despre care vorbește doamna doctor. Deci este o procedură pe care ați inițiat-o și ați creat condiții. Trebuie să pornim de undeva. Exact. Deci exact. Acum pornim. Asta spun. Deocamdată în România nu aveam niciodată. Acum le avem. Disciplinară, care e o problemă majoră în România. Mai departe. Să colaboreze între ei. Stați puțin că lucrurile se complică. Ultimul punct sunt testele de viabilitate miocardică. Deci, în mod normal, un pacient care se caută la un interval 6 luni, 3 luni după infarct, trebuie să facă, dacă nu are durere și este asimptomatic, trebuie să facă totuși un test de provocare a ischemiei. Dacă are angină, trebuie să facă viabilitate. Astea sunt teoretice, dar trebuie.
Doamna doctor, cine face această, doamna doctor, această întrebare, n-am adresat-o acum 5 ani, cine o să facă angioplastia pe? Uite că se face. Nu, asta face, dar pacientul face, păi, este educat în aceste. Trebuie să pornim. Trebuie să pornim, că dacă nu pornim și nu punem problema, nu se va întâmpla niciodată. Încă o dată, noi avem ghidul, am zis, avem ghidul și tot, ele există, sunt lege, sunt apărut în monitor oficial. Deci nu trebuie să le fac eu, ele trebuie să fie făcute. Ce acoperă casa? Acoperă și casa o parte. Monitor oficial nu citește niciun pacient. Da, dar e rău. Aici e o discuție, dar dacă l-ar citi... Nu e, nu e, nu, nu e, că sunt, sunt probleme. Stați că, nu, stați puțin că avem lucruri mai importante de acum încolo. Bun, tratamentul, că aici sunt problemele, adevărul, că în acest chestionar sunt întrebări legate de medicație. Ce medicație iau la 3-6 ani, la 3 luni, 3 ani de la momentul infarctului? O să fiți foarte mirat de ce medicamente iau acești oameni. În principiu, primul an se recomandă după un infarct dublă antiagregare plachetară. Ei poate să ia în continuare ani de zile după ei, fără să întrebe pe nimeni. După aia, iau tot felul de alte medicamente. Exemplu, aspirine părupte. E, toată viața va trebui să ia aspenter. Aia va trebui să ia. Numai că există... Absolut deloc. Stați că eu nu... Niciodată. Nu. Aici nu sunt de acord pentru că au un stent. Nu sunt de acord dumneavoastră, dar în momentul de față, pe plan mondial, aspirina nu se mai dă în așa ceva decât sub supravegherea medicală, maximum 4 zile. Aspirina e interzisă din toate punctele. Există plus interacțiuni medicamentoase. De exemplu, există medicație de protecție gastrică care nu lasă să acționeze medicamentele eficiente. Dăm 10.000 de medicamente, unul. Dăm câte trebuie. Dăm câte trebuie. Primul lucru care trebuie să-l faceți este să nu-i speriați pe pacient. Dar nu, doamne frește, nu-i speriem. L-ați terminat. Păi dacă are, are. Dacă are, are. Și ultimul lucru este foarte important. Trebuie adaptat tratamentul în funcție de analizele medicale și de analizele și de testele care s-au făcut. Da? Aceasta este o întrebare din chestiunea care pentru mine este foarte importantă. Cine ghidează tratamentul pacientului? Și v-am pus aici ce variante le-am oferit. Medicul cardiolog de spital, avem un medic cardiolog de policlinică, avem un medic de familie, avem sfatul farmacistului, avem pacienți care se consultă cu diverse reviste de specialitate sau se uită pe internet sau ascultă de ce spune soția. O să fiți foarte mirați că vreo 5-6 pacienți din 50 pe care am sunat săptămâna trecută au spus că ascultă ce zice soția, nevasta. Foarte bine! Atunci trebuie instruită nevasta când vine încoace, este foarte important. Încă 3 minute. Pentru că în cadrul proiectului mai avem o parte socială, adică în cât timp pacientul cu infarct s-a reintegrat în viața colectivității, în viața familiei și au diverse variante de răspuns și cine a contribuit cel mai mult. Adică familia, prietenii, personalul medical, încrederea în forțe proprii sau nimeni. Au fost suficient de mulți care au spus eu singur. Nimeni din jur. Aspecte economice, vă spuneam că investigația, tratamentul, medicamentele sunt foarte scumpe, ele trebuie oarecum să se justifice prin scăderea concediului medical, printr-o scădere a consumului de medicamente, dar asta este în timp, da? Și sigur, un balanț între costuri și venituri. Astea sunt aspecte economice. Și tot așa au mai fost câteva întrebări referitoare la cum doresc pacienții să fie contactați în viitor, apropo ce discutăm, noi de aici pornim, să ne unde ajungem, cum vor să fie contactați, prin e-mail, prin telefon sau prin poștă și dacă i-ar interesa, și aici încă o dată a fost o întrebare de la mine cum ar veni, că eu m-am sfătuit cu sociologi și economiști că așa trebuia să facă în cadrul proiectului, a fost o întrebare, domnule, dacă exista un site, când pleci din spital, poate nu are timp medicul să explice totul, dar ai o adresă, un site, în care e scris tot acolo, dar un site controlat, că intri pe internet cu seama de prostii. Un site în care să intri, să ai acolo răspunsul la toate întrebările, cu sau nu un forum, în care poți să pui întrebări. Am terminat, vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Aș dorea, mai o scurtă
un scurt comentar. O putem felicita pentru introducerea programului de angioplastie primară la nivel european. Foarte bine, așa cum am spus, aspectul acut, minunat, ne apropiem de nivelul european. Problema care se pune este lipsa, după părerea noastră, unui program de reabilitare nutrițională metabolică cu efecte preventive, ca să nu îți vină pacientul și plus care l-ar putea scoate de dependența de aspirină marcumar și toate aceste lucruri. Dar pentru asta e nevoie de un forum în care să se discute aceste aspecte. Colegii să audă de ele, în primul rând, nu? Și discuția comorbidităților. Niciun pacient care îți vine cu situația cardiacă care nu este resănătos de orice altă, de orice altă patologie. Este imposibil. Ați amintit diabetul. Mă rog, e un prim pas. Dar sunt o grămadă întreagă de aspecte care nu sunt luate în discuție. Chirurgul operează și te trimite acasă. Ei, și ce a rezervat din terenul metabolic? Nimic. Zero. Oarecare situația lor noi o avem, apropo, de a cauza unui diabet de nu știu ce. Domnul profesor ne sugerează și este extrem de binevenit să introduceți aceste laturi, că nu vă lipsește acest lucru. Am. Educația nutrițională, tratamentul comorbidităților, care trebuie văzut, adică vederea de ansamblu și particularizat pe pacient. Patologie cu patologie, dedicat sistem de nutriție. Dacă cardiologii ar fi puțin mai deschiși și ar veni în medicina integrativă, unde noi avem paliative în care putem să colaborăm interdisciplinar, ar costa și mai puțin, inclusiv statul, prevenția ar fi mărită, pacientului ar fi mai ușor să colaboreze și să se integreze într-un sistem și se creează și network-ul mai ușor de comunicare, chiar și de adunarea bazei de date care lipsește în România cu desăvârșire. Și să reduce acest... număr de medicamente pe care îl dai pe primul, compensezi cu al doilea efectele secundare al primul, cu al treilea efectele secundare al cel de-al doilea, adică lansul slăbiciunii noștri. Eu am pacient pe bebe să-l duie de 7 ani, dar cum să putea? În Germania, că știți foarte bine, în Germania această problemă a fost soluționată la nivelul ministerului, prin crearea celei de-a doua competențe farmaceutice a medicului, da, ca să ajungă la această formă de integrare. Integrare și când da, a început treaba acum 10 ani, eram în Frankfurt, era pe zone făcute pe anumite zone geografice și era responsabil de zonă. Aveți dreptate. Din păcate, domnul Mane, din păcate, și în Germania, Betroiu, adică... cum să spun, observarea și tratamentul, să zicem, personalizat al acestor pacienți se bazează, din păcate, tot pe medicamentele de sinteză, care se dau cu pumnul și acolo. Așa e. Exact. Vreau să aduam binele de la toate aparatele, la toate, tot ce aveți în organism, le-ați dat peste cap, tot. Bine, ok. Doctor, eu îl felicit pe doctorul Scafa, care e unul din cei mai buni medici cardiologi. Deja introduce acest program, minunat. Exact. Minunat. Introduce acest program, pentru că România este foarte în urmă. Corect. Să nu uităm că în toată Europa de vest și Statele Unite, infarctul de miocard are o mortalitate care a scăzut cu peste 60%, în timp ce noi, an de an, înregistrăm mai mulți morți de infarct miocard. De ce? Din cauza unei politici greșite total la nivelul Ministerului Sănătății, care nu se ocupă de educație, de prevenție, nici un pic de prevenție. E mare lucru că face aceste tratamente foarte costisitoare, cum a spus Scafa. Nu e instant, nu este chiar așa o jucărie. Costă foarte mult și încarcă, pentru că nu prevenim. Ar trebui să prevenim 10 infarcte și să tratăm unul singur. Ce nu facem? Am scurtat foarte mult perioada de spitalizare, pe vremuri să stătea o lună în spital. Acum mai puțin de 7 zile chiar. Dar bolnavul te transferat, preluat de un serviciu special de recuperare și acolo îi se face toată educația și se prelungește nu numai durata de viață, dar e recuperat social. Toți sunt, dar asta lipsește. În America toți sunt reîncadrați în muncă. La noi pensionare este invariată. Una dintre soluțiile pe care le-am remarcat eu, Statele Unite, că se vorbește despre ea, este cointeresarea pacientului prin intermediul sistemului de asigurări private de sănătate. La nivelul sistemului de asigurări private ești întrebat, vrei să scazi costul asigurării de sănătate? Ai următoarele opțiuni. Trebuie să te duci, dacă te duci la cursuri de prevenție și de conștientizare
într-un interval de timp. Și atunci ești învățat cum să fii împotriva fumatului, cum să te scapi de fumat, de condițiile diabetului să, și așa mai departe. Inclusiv, e o zonă în care noi în România nu avem niciun element încă din cunoștințele mele și este cu o interesare materială. Adică vii și spui, dom'le, dacă tu faci prevenție și nu fumezi, acum ne spune pneumologia că ar trebui să schimbăm legea antifumatului pentru că nu se folosește deloc în România. Este o lege făcută de ochii lumii și toată lumea fumează în spațiile publice pentru că există o excepție la lege. Dar în singura țară din Europa. Și spuneam, ca să rezolvăm o problemă, trebuie să știm amploarea ei. Da. Deci, da. Ok. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Mulțumim frumos.